Ce ofertă aveți pentru sărbătorile pascale? Pentru persoanele din Sălaj, în special din Zalău, care sunt interesate să facă un mic sejur în zilele libere de Paștele Ortodox, care se pare că anul ăsta coincide cu sărbătoarea pascală catolică și ca perioadă este și apropiată de ziua liberă de 1 mai și poate unii pot să lege cele două perioade de zile libere. Oferim fie sejururi mai scurte în destinațiile consacrate de mănăstiri sau pensiuni agroturistice din jurul Sălajului sau chiar și din Sălaj, dar în special avem oferte în zona turistică și istorică Maramureș sau în Bucovina sau în zonele de pensiuni turistice din Apuseni. În general de 3 nopți cazare cu pensiune completă sau numai cu mic dejun și prețurile variază între 300-450 de lei pe pachet turistic de persoană, cu posibilitatea de a crea și pachete turistice conform cerințelor, deci de 3 sau de 5 zile pentru familii cu copii. În general, pensiunile agroturistice sunt organizate cu camere familiale, deci pentru persoane cu copii mici, pentru familii în general, cu locuri de joacă, cu locuri amenajate pentru picnic. Sunt organizate multe pensiuni turistice chiar în imediata vecinătate a mănăstirilor sau avem legături cu mănăstiri care chiar primesc spre găzduire grupuri de turiști, pelerini sau chiar turiști, care pot fi cazați și să ia masa în interiorul mănăstirii, persoane care sigur au o afinitate pentru partea de conduită specifică unui sejur într-o mănăstire. Pentru destinații externe, începând cu zona ortodoxă Grecia, fie în Paralia Caterinii, deci în nord, în zona Salonic sau zona de peninsule Halkidiki, destinații apropiate unde se poate merge cu transport cu autocarul din Zalău sau din Cluj, până la zona insulară a Greciei, dar nu prea îndepărtată, până și Creta cu transport cu avionul din Cluj sau în zone un pic mai exotice, cum ar fi Tenerife în Atlantic, la 500, în general 5-600 de euro un sejur de 5-7 zile cu transport cu avionul din Cluj. Dar avem solicitările cele mai mari pentru Grecia, eventual pentru Bulgaria, zona Sofia Rila, mănăstirea Rila, o mănăstire ortodoxă recunoscută, renumită în Bulgaria. În zona catolică, deci pentru Paștele Catolic, pelerinaje sau sejururi în Roma sau în Madrid la 400-500 de euro ca și preț informativ. Au fost persoane care și-au făcut rezervări de pe acum? Chiar avem aceste destinații de Paști și în programul înscrierilor timpurii. S-au făcut înscrieri pentru aceste sejururi. Plata timpurie pentru sejururile de sărbătorile pascale este spre încheiere, dar mai există posibilitatea cu reduceri pentru sejur să facem încă înscrieri până la sfârșitul lui martie, așa că așteptăm încă turiști de ultim moment, cel puțin pentru destinațiile un pic mai îndepărtate. Pentru destinațiile din România putem să oferim programe foarte flexibile, făcute pentru fiecare solicitare, fie de grupuri mici, fie chiar de familii.